dragă. Sper să vă placă videoclipul cu Aulă Gucci și sora mea în cameră și râde de mine. Mi-a căzut telefonul în zăpadă, ce n-am mai pot să spun, mă? În zăpadă! Da, oricum e bine, cotuit s-a fuzit ca fraierul, am întârziat la ora de mate, am luat absență. Și poate să mă știu deja în spatele meu, premiul pentru giveaway-ul de azi. Ok, n-am cu urme de folosire, multe lovituri vă ia. Cel care o să scrie primul comentarii hashtag mate, va primi kendama asta luni, când începe școala. Apropo, câștigătorul giveaway-ului meu anterior, dacă v-am spus în clipul de mai devreme de azi dimineață, a fost Dragoș, un prieten al meu. Clipul e cam scurt, așa că o să vă spun ce mi s-a întâmplat mie azi. Păi, în primul rând, ne-a dat domnul doamna de română la fix. Apoi am, clipul meu are vreo 5 minute cu încă vreo 2, că le-am mai pierdut vreo 7 minute. Am întârziat la oră, am luat absență, eu și cameramanul. Cred că am luat absență, dar nu sunt sigur. Bă, la fix să ne dea drumul și nu-i prima oară. De ce ne dea drumul la fix sau la fără 5 minute? Acum. O să facem clipul la special de 200 de abonați, am făcut 21 de abonați chiar acum. Deci, cum am spus, o să mă arunc în săpadă, cu chiloții pe mine. Asta e. Și lăsați-mi în comentarii dacă vreți să fac și alte chestii la giveaway, cum ar fi, am o șapcă pe aici mai, o să fac câteva vloguri cu o șapcă, o să-mi dau autograful în ea și după aia o să pun la giveaway ca premiu. Stați un pic. Asta vreau să dau eu ca giveaway, la un următor giveaway, dar totuși până atunci mai e cale lungă, sunt multe videoclipuri în care trebuie să apară șapca asta. O să-mi dau și autograful în ei. Clipul tot de scurt, dar așa că... Facem iar tricul cu kendama, cum am făcut în ultimul clip. Dacă nu vezi telefonul, am belit-o. Apropo, multă lume vă găsește la canalul meu. La canalul meu nu atent cum mai des, mă fate râs. Și chiar asta îmi place. Dacă n-aș face asta, nu s-ar uite lume la mine. Opa. Cam atâta cu tricul cu kendama. Deci astea primi la giveaway, cine scrie primul hashtag mate va primi kendama asta. Se poate câștiga iar cameramanul meu, Andrei, că din toate giveaway-urile făcute de mine până acum, el a câștigat mai mult de jumate din ele. A, premiul de giveaway, kendama. Bine, deci... Cam... A, este ce fi. Ne. Stai mai cealaltă șapcă, cu asta fac mai bine. Apropo, am jucat azi moneda rusească, nu prea m-am lovit la deget. La colega mea, Elena, i-a dat sângele. Sângele. Sângele, Diana. Ia, că vreau să încerc cu două deodată. Hai, vine, mă pun în genul ăsta. N-ai pică la... În clasă când o facem mereu îmi punea pe cap. Șapca asta nu o să fac giveaway niciodată, apropo. Dacă e la... La 50 de abonați, dau asta giveaway.
Obligatoriu, dar pe asta o să dau mai târziu, mai peste multe clipuri. Să fac așa pasta celebră. Este venit o idee, punem pasta pe cap. Apropo, mi-a rugat cameramanul Andrei să-mi facă un meme cu râsul meu din mai multe clipuri diferite. Prima oară a vrut el să râd eu de multe ori, dar nu trebuie să fie complet totul diferit. Ia uite să arat, să vadă lumea cum sunt, cât de bețiv îs. Nu sunt moldoven, apropo. Dar vreau să învăț eu să vorbesc cu accent de moldovean. Ia uite-o, mă. Cum ai vrut să numesc asta? Șapcă cu două de-astea? Mamă, dacă aș chema aici doi prieteni, mi-ar bate tarabana în astea. Hashtag Victrix. Un camion, dar nu cred că s-a văzut. Cam atât a fost cu acest episod. La revedere. Crezi că vă spun eu la revedere atât de repede. Stați-mă deoparte că nu spun atât de repede și...